la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Miercuri 17 mai a avut loc inaugurarea noului sediu al postului de radio Vocea Evangheliei din Timișoara. În continuare vă prezentăm înregistrări de la acest eveniment unde au participat aproximativ 70 de invitați, lideri religioși, lideri politici, oameni care au un cuvânt de spus în societatea din Timișoara și din județul Timiș. Au participat la acest eveniment fericit de inaugurare a unui nou sediu pentru Radio Vocea Evangheliei Timișoara. Drept urmare, vă prezentăm înregistrări de la acest eveniment deosebit, la care persoane de diverse confesiuni, cu diverse orientări politice, au putut participa cu toți împreună, în bucurie, în pace, în înțelegere, în binecuvântare pentru această nouă locație. Să ascultăm înregistrări, mai întâi din evenimentul s-a desfășurat mai întâi în curtea acestei locații și apoi, la final, în studio, câteva scurte intervenții. Vă invit să urmăriți luările de cuvânt și rugăciunile care au fost rostite pentru binecuvântare cu această ocazie. Colega noastră, Cristina Olariu, a fost gazda de la microfon a acestui eveniment împreună cu întreaga echipă. Atât de recunoscători că ați pășit pe acest teren comun, un radio al comunității. Este un radio în care ne intersectăm confesiuni diferite, ne intersectăm oameni cu preocupări diferite, dar care avem un scop comun. Vrem ca dragostea lui Dumnezeu să se vadă în inimile noastre. Întreaga noastră întâlnire este o întâlnire în care vrem să vorbim de bine în această comunitate. Și am să-l invit pe decan de vârstă în mijlocul nostru. Este vorba de pastorul Bisericii Pentecostale numărul 1, Leontiu Constantin. Și am să vă rog să spuneți un cuvânt de binecuvântare peste această întâlnire. Dragi participanți la acest important eveniment în viața creștinilor, zic eu, din Timișoara, am învățat de-a lungul celor 70 de ani de slujire, când înainte de a spune oamenilor despre Dumnezeu, să-i spui lui Dumnezeu despre oameni. Și în momentul acesta am acest prilej ca să-i spun lui Dumnezeu că așteptăm binecuvântarea revărsată peste noi și peste tot ceea ce vedem aici. Tată bun și sfânt, în momentele acestea, cu glasul meu mai stins, apelez la bunătatea ta și aștept, Doamne, ca Fiul tău și Mântuitorul nostru să fie între noi, lăsând asupra fiecăruia din cei prezenți o binecuvântare cerească, în așa fel încât, Doamne, să știm și să ne asigurăm că prezența ta se va solda cu binecuvântarea a tot ceea ce vedem noi aici și ceea ce prin dar s-a pus la dispoziție pentru lucrarea ta. Îți mulțumim că patronezi lucrarea ta și în domeniul acesta și cer în numele Domnului Iisus Hristos, fă ca momentele acestea să rămână în amintirea noastră, în evidențele și în analele tale cerești, acest bun pământesc într-o slujire Evangheliei tale. Îți mulțumesc, Tată, și te rog în tot ceea ce se va face acum aici, să dobândești tu și numai tu, împreună cu Domnul Iisus Hristos și în puterea Duhului Sfânt, să beneficiezi de tot ceea ce constituie laudă și onoare la adresa ta și mulțumire. A ta fie slava, Tată, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, și acum și în toată viața vremelnică, ca și în viața cea veșnică, să fii cu noi și noi cu tine. Amin. Amin. Ne-am adunat cum să celebrăm niște ziduri. Și de fapt, leitmotivul întâlnirii noastre este acestea. Lucrurile care se văd sunt mai puțin importante decât cele care nu se văd. Cele mai importante lucruri se văd cu inima, nu-i așa? Radioul e mai mult decât ziduri, radioul e mai mult decât microfoane, deși le folosim, radioul e mai mult decât cuvinte pe care le auzim, radioul e legat de spiritul și informația pe care o transmitem. Și ne-am adunat în contextul acesta pentru că ne-am intersectat în mai multe locuri. Nu suntem o adunare foarte mare, dar sunteți lideri cu care ne-am intersectat și cu care am realizat lucruri extraordinare. Am să-l invit pe domnul primar, Dominic Fritz. Ne-am intersectat în proiecte importante, alături de refugiați, fie din Afganistan, fie din alte țări defavorizate, fie din Ucraina. Ne-am intersectat la emisiuni și acum v-am chemat aici să ne vorbiți de bine acest radio.
Da, mulțumesc mult, Cristina, și mă bucur mult că putem fi aici împreună. Eu mi-amintesc încă la prima emisiune, când am venit la voi, nu știu ce etaj, etajul 4, așa că pot să simt, să resimt bucuria voastră de a avea acum o casă de a voastră, o casă care poate să primească mai mulți decât doar, nu știu, 2 sau 3 invitați și 20 sau 30. Și am văzut foarte, foarte multe lucruri și prin prisma profesiei mele, făcut cu mulți bani, dar care n-au ieșit bine, și lucruri făcut cu puțin bani, care au ieșit extraordinar de bine. Și cred că prea mult uităm că banii nu sunt cheia succesului, ci de fapt pasiunea este și să faci un lucru cu drag. Și ce am simțit întotdeauna la voi, la radio, indiferent în ce condiții externe, indiferent de ce resurse materiale ați dispus, că ați făcut un lucru cu extraordinar de multă pasiune. Ați făcut un lucru care întotdeauna, și faceți un lucru care întotdeauna încearcă să construiască o comunitate un pic mai mare, care niciodată nu spune gata, acum ne place între noi, acum suntem destui, hai să nu mai deschidem că cine știe poate vin oameni ciudați spre noi. Nu. Întotdeauna aveți această abordare de a deschide inima și mai mult și de a face și un pic mai mult loc. Și asta s-a întâmplat și aici și se vede că o faceți cu drag și cu pasiune și orice comunitate are nevoie de astfel de actori, de astfel de jurnaliști, dar mai ales de astfel de comunități mici care cresc și se conectează de alții cu resurse materiale, dar mai ales cu pasiune și cu iubire pentru orașul în care trăiesc. Pentru asta vă mulțumesc. Sunteți importanți pentru Timișoara. Sunteți importanți tocmai prin prisma spiritului interconfesional pe care reușiți să-l țineți în viața și să creșteți aici. Și de aceea mare, mare încredere că aceste ziduri o să cuprindă din ce în ce mai multe inimi care bat împreună pentru Timișoara. Încă o dată mulțumesc și mult, mult succes și mulți, mulți ascultători în viitor. Mulțumesc! Acesta este și spiritul Timișoarei. Cum am putea să fim umăr lângă umăr? Oameni diferiți, din etnii diferite, din confesiuni diferite, dar care ne gândim cum am putea să aducem un plus de valoare comunității în care trăim. Despre acesta este spiritul Timișoarei, despre acesta este spiritul creștinismului până la urmă. Mergem și la prefectură. Domnul Mihai Tritivoiu. Mă bucur să fiu aici. Parcă este un semn divin faptul că soarele a ieșit și ne-a prilejuit bucuria de a putea sta pe scaune ca oamenii. Eu o văd ca un semn divin și am ținut în mod special să fiu astăzi aici pentru că chiar am o apreciere specială pentru postul dumneavoastră de radio. Am fost la o singură emisiune și vreau să vă zic, cred că săptămânal mă duc la radio, la televizor, sunt invitat. Emisiunea la care am fost cu doamna Lariu a fost una din cele mai plăcute de anul trecut. Chiar am simțit și o energie pozitivă și un mod de a pune problema profesionist, implicat. Mie unul am rămas cu emisiunea aceea. În altele de idei, vedeți și dumneavoastră ce vremuri trăim, concepte ca post-adevăr, post-truth, tot ce se întâmplă în media, pe rețelele de socializare, televiziune de știri, unele dintre ele adevărate haznale, ne duc pe toți undeva într-o realitate paralelă, undeva unde ai reale dificultăți în a distinge binele de rău, adevărul de minciună. Și chiar de aceea consider că asemenea demersuri, asemenea posturi de radio care pot să ofere un reper, atât din punct de vedere al calității informației, cât și din punct de vedere al ceea ce este bine pentru a educa generațiile viitoare și pentru a ține ca un far virtutea în atenția noastră, de a nu uita de unde venim, cine suntem și ceea ce este cu adevărat important, mi se pare un lucru deosebit pentru care vreau să vă felicit și să vă comunic că sunt alături de dumneavoastră cu trup și suflet. Numai bine și mult succes! Mă gândeam oare să vă spun povestea acestei clădiri. Am un pe cel care ne-a ajutat să avem această clădire și știu că s-ar bucura să rămână anonim. Este un om al lui Dumnezeu în primul rând și cred că așa se bucură să fie prezentat. Dar Manu a crezut în visul nostru și a zis: nu e normal ca voi să lucrați în studioul acesta micuț, vreau să fac ceva pentru voi. Habar n-am cum a reușit din București să vadă ceva valoros până la Timișoara, dar se pare că bate bine. Hristos a înviat! Adevărat! Hristos a înviat! Adevărat! Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră astăzi. Cred că am venit la Timișoara de 5 ori să găsim o locație.
și îmi prezenta Cristina de fiecare dată, în sfârșit am găsit locația potrivită. Și de fiecare dată plecam dezamăgit și bineînțeles, bineînțeles ea. Iar astăzi nu ne întâlnim ca să scoatem în evidență niște ziduri, o persoană și încercăm să scoatem în evidență pe Domnul Iisus, care a murit pentru noi, cei păcătoși. Ce aș vrea să vă spun și ca să nu greșesc, aș vrea să citesc ceva din cuvântul Domnului care cred că are legătură cu tot ceea ce se întâmplă la Timișoara. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Iisus, în Hristos Iisus, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o vă păstrez pentru voi. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelia din cea din tâi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să găsesc astfel despre voi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei. Voi sunteți toți părtași acelui așhar, căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespus în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să descoperiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Ei sunt cei care au cumpărat această locație, au crezut în visul nostru. Și dimineața Manu când spunea, nu știu ce ar putea să vă spun, când mi-a zis acest pasaj din Filipeni, m-am gândit, nu există ceva mai potrivit pentru această întâlnire. Mulțumim, Manu, mulțumim, Cati, pentru dragostea voastră pentru noi. Ne oprim la Consiliul Județean. Alex Protasa, bun venit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație la acest eveniment. Mă bucur foarte mult să vă cunosc, doamna director Cristina, și după ce luați noastră microfonul și vorbiți cu o voce atât de caldă, de plăcută, este provocator să vi se poți să ții un mesaj după ce ați comunicat dumneavoastră. Felicitări, în primul rând, pentru faptul că emiteți pe undele radio, pentru că ajungeți cu mesajul dumneavoastră către cetățeni. Este o perioadă în care trebuie să ne apropiem. Cred că este în această generație după Revoluție, perioada în care trebuie să ne apropiem cât mai mult despre valorile tradiționale, spre spiritualitate, întrucât trăim niște vremuri foarte tulburi. Dumneavoastră faceți aceste lucruri cu mesajele pe care le aduceți, cu care intrați în casele timișenilor și pentru acest lucru vreau să vă felicit. Vă felicit totodată pentru toate proiectele pe care le inițiați dumneavoastră, ca și radio, cât și cele trei culte prezente în acest moment. Am avut colaborări și cu Consiliul Județean, am avut un proiect de succes și cu migranții afgani. Vă asigur în continuare de deschiderea noastră a domnului președinte Nica, la mea personal, oricând aveți ușa deschisă spre a colabora în proiecte benefice pentru comunitate. Doresc să vă urez succes și tot ceea ce vă propune să duceți la bun sfârșit. Mulțumesc! De fapt, mi-am propus ca această întâlnire să fie una de rugăciune, în care binecuvântă, vorbim de bine, că acesta este termenul, vorbim de bine acestui post de radio, care asta și-a și propus, să vorbească de bine. Acum, prin lumea religioasă, pentru că majoritar sunt ortodoxi, iar noi avem o colaborare bună cu Mitropolia Banatului, le avem împreună cu noi de Părintele Cristian Pavel, care ne aduce un comunic partener preasfinției sale. Trebuia să fie prezent împreună cu noi, dar am obținut o promisiune de vizită ulterioară. Da, aș spune că e mai mult decât o vizită, adică la o emisiune. Onorată gazdă, dragi oaspeți, atunci când domnul pastor a rostit cuvântul de rugăciune, m-a dus cu mintea în urmă cam vreo 20 de ani, însemnând că întâlnirile de la Mitropolie legate de sărbătoarea Învierii și nu numai, chipuri familiare de fiecare dată, strânsul de mână, cuvântul bun, acestea sunt amintirile care rămân peste timp. Știu că nu se întâmplă oriunde în țară și parcă ar fi cu folos să nu uităm această împreună viețuire. Cât despre invitația legată de ce se întâmplă aici, când un om își face o casă mai bună sau mai mare, este de fapt promisiunea unei altfel de vieți. Zice, da, acum voi trăi mai mult, mai bine, adică această promisiune este făcută comunității. De azi înainte vă va da mai multă lumină, mai mult cuvânt, mai multă, ce să zic, binețe. Cred că, într-adevăr, în zgomotul lumii noastre,
puterea de a asculta a scăzut foarte mult. Foarte, foarte mult. Și deși informația nu ne lipsește, ea rămâne foarte puțin. O invitație la asculta Cuvântul lui Dumnezeu este o invitație nu ușor de dus. Pentru că ceea ce le oferim credincioșilor este tot timpul, am spune, o masă îmbelșugată și un desert, un desert continuu. Și, dom'le, acum luați bunătățile. Dar oamenii iau cât iau. Și stăruința aceasta în ce vă privește, alături de toți cei care îl slujesc pe Dumnezeu, este mai mult decât salutare. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dea putere, cuvânt viu. Căci cuvânt este în lumea aceasta. Dar acest cuvânt viu, roditor, inspirat din Evanghelie, să nu lipsească din această casă, iar în Alt Preasfințitul vă va onora, ori de câte ori va fi nevoie, cu sprijin, însemnând, adresându-se tuturor creștinilor de aici sau din altă parte. Domnul să vă binecuvânteze! Acest stadion nu este proprietatea mea. Eu sunt director acestui post de radio, dar Dumnezeu e proprietarul tuturor lucrurilor, evident. Acest post de radio e condus de un board radio. Un board radio format din pastori și lideri religioși de la mai multe biserici și confesiuni. Tocmai avem această marcă a diferiți, dar împreună. Și am să-l invit aici alături de mine pe președintele acestui board radio. Am să-l rog să vină aici alături de mine și să rostească un cuvânt de binecuvântare pentru această viață de mai bine. Mi-a plăcut ideea aceasta. Speranța că acum vom avea mai mult cuvânt viu. Eu sunt cel puțin al treilea mandat ca și președinte al boardului și de fiecare dată când am fost președinte s-au întâmplat lucruri interesante, frumoase. S-a făcut tranziția spre Cristina ca și directoare postului Radio Vocea Evangheliei și acum, după multe încercări, așa cum spunea și fratele Manu, în care noi bordul mergeam peste tot să vedem locuri mai bune, plecam așa un pic nemulțumiți și iată că acum Dumnezeu ne-a scos la loc larg. Biblia spune în Filipeni, capitolul 3, că Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat, s-a smerit, s-a coborât și a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. Dar Dumnezeu de aceea l-a înălțat. Voi ați coborât de la etajul 4, la parter acum. Dar asta nu este o coborâre, ci este o înălțare din partea lui Dumnezeu datorită credincioșiei voastre. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, ne rugăm ca Tu să-ți revergi binecuvântările Tale peste toți cei care lucrează aici la Radio Vocea Evangheliei. Amin. Pentru toți cei care sunt responsabili de bunul mers al acestui post de radio. Îți mulțumim pentru toți aceia care de-a lungul vremii au contribuit la extinderea acestei lucrări. Ne rugăm, Doamne, păzește-i Tu de cel rău și de tot ceea ce este rău. Sfințește-i, binecuvintează-i cu unitate și cu prezența Ta în fiecare zi în viețile lor. Amin. Amin. Mulțumim foarte mult. Avem comunitățile penticostale, baptiste și creștine de Evanghelie reprezentate aici de câțiva reprezentanți și am să-i rog pe rând să vină alături de noi pastorul Aurel Avram din partea comunității penticostale să zică o binecuvântare. Tatăl Ceresc, recunoaștem harul și îndurarea Ta pentru ziua de astăzi, pentru timpul de sărbătoare. Privind cu recunoștință în urmă, ne uităm la prezentul acesta cu bucurie și anticipăm, Doamne, în continuare biruința Ta. Îți mulțumim pentru felul care a onorat credincioșia acestor oameni care au slujit în postul Radio Vocea Evangheliei și credem, Doamne, că pentru mai departe Tu ai resursele Tale pe care le vei oferi în așa fel încât lucrarea Ta să poată să fie extinsă și numele Tău mare să fie vestit și proclamat în locul acesta, în așa fel încât multe inimi să fie atinse de Evanghelie. Mulțumim pentru resursele materiale, resursele spirituale pe care le vei oferi. Mulțumim pentru că vei binecuvânta pe cei care slujesc aici cu sănătate fizică, cu protecție divină, cu ungerea Duhului Sfânt, atunci vor transmite mesajele și toate, Doamne, fie ca numele Tău să fie proslăvit în această lucrare și Evanghelia să câștige cât mai multe inimi pentru slava Ta. Amin. Amin. Mulțumim foarte mult din partea comunității baptiste Timișoara, pastorul Ioan Cucârțeu, alături de noi, este și membru bordul radio. Sunt absolut convins că ceea ce s-a făcut până acum, prin Vocea Evangheliei, a fost atât de bine. Și sunt la fel de convins că ceea ce se va face de astăzi înainte, prin acest radio, va fi foarte bine. De aceea, Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Ne rugăm cu toții ca Vocea Evangheliei să fie în continuare promotor a tot ceea ce înseamnă adevăr și dreptate. Pentru Timișoara, pentru Timiș și pentru țara noastră.
și am convingerea că de aici vor fi generate materiale consistente, pline de viață, care să dea direcție unei societăți parcă în derivă și cu siguranță și în continuare Dumnezeu vă va ajuta să fiți reper pentru noi și pentru toți aceia care vă ascultă. Amin. Amin. Doamne, mă rog și eu, ca și astăzi și în fiecare zi de aici înainte, să binecuvintez locul acesta cu prezența Ta. Am vrea să fim inspirați de adevărul Scripturii, ori de câte ori suntem aici, și având gândul Tău, inima și mintea Ta, să dăm oamenilor hrana care satură, să dăm oamenilor băutura care stâmpără setea, așa încât Tu să fii cunoscut ca Domn și Dumnezeu pentru noi și pentru toți aceia care sunt în jurul nostru. Amin. Amin. Cuvinte de bine vin și din partea Bisericii Creștine după Evanghelie. Gabriel Răducan este și membru bordul radio. Mă bucur. Pentru mine este o bucurie. O bucurie pentru modul în care Dumnezeu conduce lucrurile. Și am auzit că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și El pătrunde. Și rolul radioului este ca El să transmită un mesaj și oricine poate să se conecteze. În orice unghier ar fi, poate să se conecteze și să audă un mesaj viu și lucrător. Asta e Evanghelia și asta e vestea bună pe care radioul o proclamă. Hristos este viu și puterea aceasta învierii este o putere transformatoare pentru fiecare dintre noi. Mă bucur deosebit și ne bucurăm împreună cu toții de această realizare, de modul în care Dumnezeu a condus lucrurile. Ne rugăm noi. Îți mulțumim, Tatăl Ceresc, pentru dragostea și iubirea care ne-o porți. Îți mulțumim pentru modul în care Tu ai condus toate lucrurile, Tu ai așezat toate lucrurile, Doamne, și nu dorim altceva decât să-ți dăm Ție slavă și cinste. Doamne, prezența Ta și cuvântul Tău să fie viu și lucrător în continuare, Doamne, prin mesajele, prin emisiunile care se vor transmite de la acest radio. Îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu ai făcut și vei face în continuare. Îți mulțumim pentru promisiunile Tale că vei fi cu noi până la sfârșitul veacului și cuvântul Tău se va împlini în totul. Amin. Amin. Vom da acest ton al comunității. Împreună putem să clădim ceva unic, frumos pentru orașul nostru. Putem să dăm tonul în țară, cum ar trebui să se întâlnească oamenii care spun creștini și care sunt așa cum vorbesc că sunt. Și așa să invit, eu știu, un pastor tânăr să ne conducă rugăciunea Tatăl nostru. Haideți împreună să rostim această frumoasă rugăciune domnească. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Noul studio Radio Vocea Evangheliei, alături de oameni importanți din acest oraș, lideri religioși, dar și lideri politici, am chemat șefii orașului ca să ne spună un bun venit în această locație nouă și să ne dea un cuvânt de bun venit. Îl avem alături de noi pe primarul orașului, domnul Dominic Fritz, prefectul, domnul Mihai Roitivoiu și din partea Consiliului Județean Timiș, Alex Protasea. Ce frumos să fim împreună din confesiuni diferite, partide politice diferite, să dăm un ton în acest oraș și într-un anumit sens, deja în curte ați avut un cuvânt de bun venit, dar pentru ascultătorii noștri, cei care ne urmăresc acum chiar de la marginea pământului live, suntem și pe canalul nostru de Facebook și pe YouTube, aș vrea să le spuneți și lor un cuvânt, ceva pentru ascultătorii noștri din această nouă locație. Da, când tocmai am spus niște cuvinte de bun venit în curte, eu încă nu știam cum arată înăuntru și v-am laudat cumva așa, fără cunoștință de cauză. Acum am intrat, sunt în studio și sunt foarte impresionat. Asta este un loc în care v-ați mutat, în care se simte că puteți să continuați să construiți un radio care de fapt crește comunitatea, în care câte un om, câte o voce, câte o emisiune, contribuiți la un spirit în care, în ciuda diferențelor noastre, găsim totuși ceea ce ne împinge să mergem în aceeași direcție ca o comunitate și ca oraș și pentru asta vă felicit. Eu am fost în celălalt studio care este mult, mult mai mic și aici parcă îți vin mult mai ușor și idei noi și ai un chef de a construi ce și... Ce emisiuni bune vom avea noi aici. Așa, deci e minunat și vă felicit pentru toată munca pe care o faceți, vă felicit pentru ascultătorii pe care o aveți, am mai mulți prieteni care
îmi spun că vă ascultă și da, între timp fiica mea întotdeauna când pun căști sau când mă uit pe telefon, când sunt acasă, mă ceartă, are una jumate și așa că când sunt acasă nu mai am voie să fiu distras. Dar e clar că cu această mutare pentru voi începe o nouă etapă, o etapă cu și mai mult curaj, cu și mai multă bunătate și pentru asta vă mulțumesc. Avem nevoie de astfel de semne, de optimism, de astfel de încurajări și mult, mult succes și să continue povestea frumoasă pentru, de fapt, pentru toată Timișoara. Mulțumim foarte mult! Prefectura ce ne spune? Prefectura vă urează mult succes. Am venit la o inaugurare și m-am trezit în direct alături de dumneavoastră, apropo de spontaneitatea emisiunilor de radio și alături de ceilalți conducători de instituții de la noi din județ. Se vede un lucru făcut cu dragoste, cu pasiune, creșterea dumneavoastră este organică. Nu pot decât să salut acest lucru și, după cum am spus și mai înainte, în această epocă în care discutăm de concepte din acestea absolut absurde, cum ar fi post-adevăr, în aceste vremuri în care nu mai știm spre ce să ne îndreptăm, când vedem cu toții la televiziuni de știri ce mizerii apar și cât de mult s-a depreciat discursul public, jurnalismul ca act în sine, consider că emisiuni și postul de radio ca al dumneavoastră, pentru care îl apreciez, reprezintă un lucru extrem de benefic atât pentru noile generații, cât și pentru noi ceilalți care deja suntem mai mult sau mai puțin trecuți prin viață. Pe lângă niște știri și pe lângă informații de bun simț și coerente, poate diferența între bine și rău poate fi mult mai simplu văzută și prin ochii și urechile dumneavoastră. Mult succes și sunt alături de dumneavoastră. Da, sună foarte bine. Ce-mi place e că în povestea asta în care discursul politic de multe ori a dobândit foarte multă agresivitate, azi am văzut din partea voastră dulceața vorbei. Ați vorbit cu drag, ați vorbit cu inimă și mi se pare extraordinar lucrul acesta. Consiliul Județean ce ne spune? Da, mulțumesc și eu de invitație. Considerăm că suntem din altă generație și ne raportăm diferit la aceste lucruri. Nu cred că suntem politicieni agresivi. Chiar așa, avem 3 politicieni tineri. Suntem mâna spre a face mai bine și mai multe pentru tot ce înseamnă Timișoara sau județul Timiș. Vă mulțumesc. Pot să spun că sunt realmente impresionat despre cum arată sediul dumneavoastră de radio. Am fost în mai multe locații din Timișoara, private sau de stat. Pot să spun că este cel mai frumos. Felicitări noastre, felicitări celor 3 culte care s-au implicat și care au contribuit, au muncit activ în a găsi spațiu, în a găsi surse de finanțare, în a face să fie atât de prietenos și de primitor această locație radio. Și vreau să vă urez succes în tot ceea ce vă propuneți pe viitor. Consiliul Județean, cum a fost în trecut, vă rămâne în continuare un partener de încredere. Putem să facem împreună și alte proiecte. Foarte frumos. Oameni dragi, mesajul e următorul. Suntem diferiți, dar suntem împreună în povestea asta. Cele mai importante lucruri în spatele acestor ziduri nu se văd. Sunt rugăciunile atâtor oameni, sunt donațiile lor, dragostea lor, sunt voluntari care ne-au ajutat și au venit și au petrecut zile și nopți aici, în aceste locuri, să le amenajeze. Cele mai importante lucruri nu se văd, dar totuși ele sunt cele mai importante. Sunt dragostea, adevărul, credința, lucrurile care rămân și care ne apropie. Mulțumesc așa de mult că ne-ați onorat. În jurul nostru sunt atât de mulți lideri, oameni de vază în acest oraș, oameni care au un cuvânt de zis, oameni de afaceri, oameni religioși, oameni care ne monitorizează activitatea noastră și mulțumesc fiecăruia pentru prezența aici și pentru acest ton bun pe care l-am dat în orașul nostru, că împreună, în Hristos, suntem puternici. Ați urmărit înregistrări de la inaugurarea noului sediu al postului de radio Vocea Evangheliei din Timișoara. Miercuri 17 mai a avut loc această inaugurare. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.